care se încerce să repare o distribuție prea inegală de venituri, a fost introducerea unui amendament foarte dificil, cum a fost de fapt un mare de probleme, de la multă economia medială în rândul. Și totodată... Să sperăm că reușim să izolăm acustic cele două spații. Încă o dată bună ziua pentru cei care nu au fost la lansarea anterioară. Vă mulțumesc tare mult că sunteți aici cu adevărat. Încep să cred tot mai patetic că singura noastră salvare e cartea. Și privesc întâlnirea de acum cu prietenul meu Horia Patapiriș ca pe o sărbătoare a celor care punte lume trupul ăsta miraculos al spiritului care-i carte. Să știți că dacă a existat vreun patrimoniu al editurii Humanitas, altul decât bogăția pe care știți că ne-am instalat în 1990, rând comorile de la Casa Scânteii, atunci ea este figurată pe friza pe care o aveți în față. Ăsta este portofoliul Humanitas. Și între aceste, mi se pare, 14 creiere întruchipate sub forma unor chipuri întâmplătoare aici, unul dintre cei care atârnă greu, dacă s-ar putea cântări cumva spiritul, am aflat cât cântărește portofoliul Humanitas, unul dintre personajele care a contribuit de-a lungul anilor la nașterea acestei bogății a editurii Humanitas, este Horia Patapievici. Sunt destul de emoționat, adică sunt lucid emoționat, gândindu-mă că exact acum 20 de ani, exact într-o zi de mai a anului 1995, am lansat primul volum apărut la Humanitas al lui Patapievici, Zbor în bătaia Săgeți. El nu era în țară, era plecat cu o bursă scurtă în Germania și țin minte că într-o atmosferă extrem de toridă, mult mai cald era la Teatrul Național decât este aici, am citit singur în fața unei asistențe nu atât de numeroase un text despre Horia Patapievici. El a intrat apoi în cartea Declarație de iubire, în care am încercat să trec în revistă toate personajele care au construit edificiul afectiv al vieții mele. Atunci, citind acel text, nu mi-am dat seama că, de fapt, puneam temelia la o relație care mi-a marcat viața intelectuală și afectivă. Pe acest teritoriu mă mișc acum. 70.000 de miliarde de euro. Atenție, numai în Uniunea Europeană. Iar datoria Greciei... Au trecut ani și la un moment dat Horia Patapievici a trecut prin diferite bulversațiuni sociale și într-un context, mai mi-aduc aminte bine care, mi-a reproșat că elogiul pe care l-am făcut atunci, în 1995, potrivit vorbei lui Cioran, l-a ucis. Marile elogii ucid. Eu nu cred că elogiul pe care l-am făcut atunci ucide, dar în orice caz mă voi căzni ca elogiul pe care vreau să-l fac acum să-l las în viață. N-am să vorbesc despre cartea lui, că și ne-am împărțit rolurile în felul ăsta. Pornesc de la cartea Partea nevăstă decide totul, pentru a vorbi despre Horia Patapievici în postura lui de eseist. Dacă trebuie încadrată undeva figura lui, este încadrată în spațiul eseului românesc actual, eseului filozofic. Acelui gen care a fost cultivat cu strălucire, de-a lungul ultimilor 20 de ani, de Andrei Pleșu, aici de față, de Andrei Cornea, care face parte din friza Humanitas, deci din autorii considerați autorii cheie ai editurii, și de Vlad Zografi. Pe aceștia îi consider eu, împreună cu Horia Patapievici, ca cei mai importanți eseiști filozofi ai României. Și Gabriel Lider. Am să vorbesc separat despre mine.
bună pentru că se adresează. Acum, faptul că eseul filozofic a avut o asemenea explozie în aceste două decenii în România, este destul de straniu. Atât de straniu cât la un moment dat Mircea Cărtărescu, înainte de a publica al doilea și al treilea volum din Orbitor, văzând care sunt succesele enorme pe care le au titlurile de eseuri filozofice, a început să fie contrariat. Nu știu dacă Mircea Cărtărescu aici, și o să mă ierte că spun o poveste care nu știu dacă o să-i placă sau nu, deși el este autorul acestui scenariu. La un moment dat, îi spun că eram la începutul anilor 2000, apăruse în 2001 cartea lui Horia Patapievici, Omul Recent, care se bucurase de un mare succes. Atinsese vreo 30-40 de mii de exemplare. Să poți să vinzi un titlu de eseu filozofic într-un asemenea tiraj, credeți-mă că e prodigios. În anul următor a apărut Ușa Interzisă, pardon, care iarăși a atins și vreo 40.000 de exemplare și vorba a venit Andrei Pleșu cu Despre Îngeri. Și el la 40-50.000 de exemplare. Vine Cărtărescu, află acest lucru și spune, bine, da, ciudat totuși. Da, e foarte ciudat. Și-a plecat destul de îngândurat. Însă n-a avut curajul să-mi spună cel deranjat. Și până mă descoper într-un articolaj dintr-un ziar de provincie, un, nu știu dacă știți povestea când ai ceva pe inimă și trebuie să spui, dar nu poți să spui în gura mare. Și atunci te duci și sapi o gaură undeva în câmp și strigi acolo. E bine, Cărtărescu a ales atunci o revistă de provincie unde a tras un țipăt și a spus, e posibil, e o cultură bolnavă în care eseiștii sunt citiți mai mult decât romancierii. Între timp, lucrurile s-au schimbat, slavă Domnului, am intrat în normalitate, romanele lui Cărtărescu au depășit 100.000 de exemplare, totul a intrat în ordine, Mircea Cărtărescu e fericit și noi de asemenea că totuși însemnăm încă ceva, chiar dacă scriem eseuri. Da, dacă trebuie să vorbesc în cele 5 minute pe care le mai am despre Horia Patapievici. Întrebarea pe care am simțit nevoia să mă pun gândindu-mă la ce am să vă spun astăzi în prezența lui, întrebarea este următoarea. Este în clipa de față tipul nostru de cultură și de curiozitate, mai este el capabil să absoarbă eseurile lui Patapievici? Asta e întrebarea pe care sincer mi-o pun de câte ori îl citesc. Dar e o întrebare pe care mi-o pun dinspre scrisul lui însuși, adică despre ceea ce el scrie în acest volum. Eseul central după mine în volumul acesta, despre care Horia va vorbi mai mult, este cel privitor la cultura umanistă europeană. Îl explică de ce valorile în care am crescut noi s-au prăbușit. De ce într-un spațiu al specializărilor excesive, al respectului enorm pentru tehnică și produsele ei. De ce cultura umanistă tradițională a fost denunțată ca inutilă, incapabilă să aibă rezultate palpabile și ca atare bună de aruncat peste bord. Odată cu acest gest, odată cu uciderea ceea ce a însemnat umanismul clasic, în care cred că generația noastră este ultima care s-a format în spiritul acestui umanism clasic, odată cu el s-au prăbușit valorile unei lumi. Căderea, surparea valorilor acestei lumi, valorile umanismului tradițional european, sunt cele pe care le explică, încearcă să le explice cu inteligența disociativă și asociativă a lui, Horia Patapievici, într-unul din eseurile centrale ale acestui volum. Frumusețea este că el însuși intră în paradigma pe care o prezintă. El, într-un fel, își descrie propria groapă în care cade, în clipa în care se încăpățânează, cu mulți dintre noi la oaltă, dar deveniți tot mai puțin, de a rămâne să credem că salvarea speciei umane
depinde de tipul uman creat de umanismul european. Și că această cultură, care s-a născut pe triada platoniciană, adevărului, binelui și frumosului, care a devenit apoi codul moral al marilor religii monoteiste, a creștinismului în primul rând, și care ne-a format ca oameni, își trăiește sfârșitul. În felul ăsta, o inteligență care lucrează în continuare cu tot alfabetul culturii europene, cum lucrează el, care lucrează în continuare cu valorile morale ale acestei paradigme, e condamnat oare la a câștiga bătălia sau la o a pierde? A citi cărțile lui Horia Patapievici, pentru mine, în clipa de față, este un mod de a pune în cumpănă soarta acestei trecut, care nu știm dacă va supraviețui al propriei noastre culturi. Dacă ar trebui să-i fac un portret de intelectual când scrie aceste eseuri, m-am gândit la ce tip de întrebări răspunde scrisul lui. Răspunde la întrebări de tipul: ce înseamnă a gândi? Ce înseamnă a înțelege lumea în care trăiești? Ce înseamnă patosul ideilor? Ce înseamnă o anumită nevroză și nervozitate a gândirii? Ce rost are ea? La ce ne duce? Toate eseurile care se află aici sunt scormoniri în spațiul acestei curiozități intelectuale. Însă ceea ce este uimitor este că ceea ce se vrea a fi un demers de înțelegere a lumii noastre, a rostului nostru pe acest pământ, devine în același timp o piesă estetică, o operă artistică. Deci demersul lui Patapievici este, în principal, vă spuneam, unul de vreau să înțeleg. Vreau să înțeleg cu ajutorul alfabetului pe care l-am moștenit după ce generații întregi de-a lungul secolelor l-au rafinat. Vreau să înțeleg cu ajutorul filozofiei, al științelor, al literaturii, al religii, al muzicii, ce este lumea în care mă mișc. Nici o altă parte a omenirii asemenea Europei n-a reușit să strângă într-o sinteză toate domeniile astea și să facă din ele un instrument epistemologic, de cunoaștere. Ei bine, Horia Patapievici asta vrea să facă, să mobilizeze o cantitate uriașă de cultură pentru a obține un răspuns la întrebările care ne fac oameni. Dar e bine să o avem și gen să ne mai punem capul la contribuție dincolo de cotidian și de contribuție. Dacă ne gândim bine, lupta lui este lupta împotriva degradării inteligenței prin evadarea acesteia din spațiul culturii umaniste. Asta este bătălia pe care o duce. Ceea ce se întâmplă însă decisiv, că deși simte că modelul pe care îl reprezintă și pe care îl slujește în cărțile lui este perdant pus pe ecranul lumii de astăzi, în care valorile Occidentului sunt puse sub semnul întrebării în permanență și sub numele unei eliberări într-un nimic, nu sunt înlocuite de nimic, ci doar contestate, ei bine, cu toate că duce bătălia asta dinăuntru triadei de care vă vorbeam și o slujește cu alfabetul unei culturi care pare să se retragă din scenă, totuși, efortul este în continuare neabătut. Ceea ce obține la sfârșit este ceva foarte frumos. Într-o carte pe care am scos-o recent în trei, Pleșu, Patapievici cu mine, și care se numea o idee, care se numește o idee care ne sucește mințile, Horia Patapievici are un eseu final care închide volumul și în care vorbește despre corectitudinea morală, claritatea morală. Ceea ce obține în final, la capătul fiecărei cărți a lui, chiar atunci când demersul lui este contestabil cognitiv. N-avem timp să vă spun de ce nu sunt de acord cu toate asocierile și disocierile pe care le face în unele eseuri. Dacă avem timp odată, Horia, aș vrea să facem o dezbatere despre raportul pe care îl faci între Ignațiu de Loyola
și Don Quixote, explicând de ce unul este decretat sfânt și unul nebun. Și explicația pe care o dai, o consider total falsă. Însă, frumusețea demonstrației rămâne formidabilă. Știți, este ca atunci când demonstrezi frumos o idee, indiferent de faptul că ai ajuns la capătul rezultatul la care ai ajuns e adevărat sau nu. Dar drumul e totdeauna frumos. De ce uneori greșește drumul, este o altă problemă, e mult prea complicat ca să vorbim aici. Dar important este că înăuntru acestei clarități morale, cred că avem în față pe intelectualul român de astăzi care reușește să pună alături inteligența cu morala. Claritatea morală este o convergență între două facultăți complet diferite. Există oameni inteligenți și ticăloși, există oameni proști și cum se cade. Horia Patapievici este inteligent și cum se cade. Altfel spus, își folosește inteligența pentru a-și construi ființa morală. Pentru că trebuie să ai mai întâi un demers de cunoaștere, să înțelegi cum arată resorturile lumii, ca să te poți înscrie cu comportamentul tău în mod convenabil pentru toți ceilalți în ecuația mare a ei. Ori dacă mă întrebați care este reușita lui, este că a reușit să mobilizeze toată cultura de care vorbeam și toate valorile strânse de-a lungul unor milenii pentru a construi din el un om cu o rectitudine morală care iradiază în jur binele. Și ăsta este lucrul cel mai important. Cărțile lui se citesc cu o bucurie intelectuală enormă, dar la capătul lecturilor ai de-a face cu un om care stă în picioare frumos în fața ta și care poate să-ți devină un exemplu. Asta este, cred, lucrul cel mai important pe care am simțit nevoia să-l transmit și în urma citirii acestei cărți, despre care autorul va spune mai mult. Îi mulțumesc lui Gabriel Liceanu că a produs un elogiu care nu m-a ucis. Aluzia pe care a făcut-o Gabriel este la o discuție pe care am avut-o, în care am citat o frază a lui Cioran din eseul despre Joseph de Maistre, în care papa însuși, pe care Joseph de Maistre l-a elogiat într-o manieră nemăsurată în eseul lui despre papă, Cioran spunea, ce este un elogiu care nu ucide? Singurele elogii veritabile sunt cele care te ucid. Ori, Gabriel, în 1995, mi-a făcut un elogiu în care evoca ființa morală, nu intelectuală, deci nu valoarea intelectuală, ci ființa morală, și compara modul în care Kierkegaard a devenit țintă pentru o campanie de presă absolut odioasă, care a tins să-l desfințeze ca persoană morală, a comparat acest lucru cu campania incipientă la adresa mea, care ulterior avea să dezvolte mult mai abrupt și mai dezgustător decât avusese timp să se desfășoare până atunci. Bineînțeles că asta a fost întors împotriva mea și împotriva lui Gabriel, ca fiind un elogiu nepotrivit, o comparație nepotrivită între mine și Kierkegaard, ceea ce nu era în intenția lui Gabriel. El comparase efectul devastator al unor campanii publice împotriva unor oameni. Eu îi mulțumesc la 20 de ani distanță lui Gabriel pentru încrederea pe care mi-a arătat-o întotdeauna și pentru un lucru pe care Gabriel Liceanu îl deține în mod excelent în cultura noastră, o capacitate și care este o generozitate de a admira ceea ce este diferit de el și de a-l pune în valoare, care este absolut, absolut excepțională. Am simțit asta mereu și o componentă semnificativă a mesajului moral sau a clarității morale, dacă este să evoc acest lucru, pe care prezența lui Gabriel Liceanu în spațiul nostru cultural, este puterea de a admira lucruri care nu
care nu sunt ale tale. Asta este o generozitate foarte mare. Acum să vă spun câteva cuvinte despre volum. Este un volum care pentru publicul român este în mare măsură inedit. Două treimi din eseurile care îl compun nu au fost publicate niciodată în românește până acum. Ele au fost scrise pentru o revistă olandeză, Nexus, care este revista unui institut care promovează ceea ce astăzi pierdem, respectiv cultura umanistă. El este condus, Institutul Nexus din Tilburg, de un olandez care seamănă foarte bine cu Don Quixote, un om îndrăgostit de cultura umanistă, un om care jură pe Goethe, pe Thomas Mann, pe marea cultură umanistă occidentală și care constată cum această cultură este evacuată din universități, evacuată din spațiul public, pentru că spațiul public este dominat de jurnalism sau de spiritul lui, iar spiritul jurnalismului nu are ce face cu cultura umanistă. Ca atare, lucrul extraordinar care ne-a însoțit de-a lungul câtorva sute de ani după ce creștinătatea a dat naștere umanismului european, iar acesta din urmă a dat naștere modernității clasice, acel lucru formidabil care erau valorile, marile valori occidentale, ele cumva sunt înlăturate cu tot felul de bobârnace, de peste tot din instituțiile care asigură reproducerea lor pentru generațiile care vin. Rob Riemann, cel care conduce Institutul Nexus din Tilburg și care editează revista Nexus pentru care eu am scris aceste articole, este un Don Quixote în luptă cu dispariția prostească, pur și simplu prostească, pentru că contribuim la ea din plin, a valorilor care ne-au făcut vertebrat și ne-au făcut demn în această lume. Ca atare, de multe ori veți vedea numele lui Rob Riemann între referințele acestui volum, pentru că îmi place să identific în el un Don Quixote al lucrurilor care sunt condamnate să dispară, și anume în aplauzele noastre tuturor. Câteva eseuri, trei anume din cele nouă, dar de mai mică întindere, provin din Idei în Dialog, o revistă de care poate vă amintiți, care a dispărut în 2009, în prefacerile acestea adeseori vicioase, care însoțesc mișcările de presă, pentru că nu-i așa, cei care sunt dispuși să dea bani pentru presă o fac cu interese care nu sunt curate și în momentul în care ei se prăbușesc, sunt loviți sau se retrag, construcțiile de presă, onorabile în sine, se prăbușesc după ei, fără să aibă vreo vină ele, construcțiile de presă. Așa a dispărut Idei Dialog. Le-am pus aici pentru că toate eseurile pe care le-am cules în volum reprezintă o formă de a celebra anumite tipuri de nevăzut. Vreau să spun câteva cuvinte despre acest nevăzut, cel pe care l-am avut mereu în vedere. Este un lucru de natura evidenței că, deși noi trăim într-o lume a corpurilor, iată câte corpuri sunt aici, a obiectelor, iată câte obiecte sunt aici, într-o lume în care este saturată de faptul că oamenii știu să producă variate și nenumărate obiecte, puneți-vă întrebarea câte lucruri naturale se află aici, în momentul de față. Îmi vine să spun, suntem doar noi, oamenii, produse naturale. În rest, toate sunt artificiale. Toate sunt produse ale genului uman, ale tehnologiei, ale economiei capitaliste, în general, a științei producerii bunurilor. Bunurile sunt corpuri. Corpurile sunt prezențe fizice. Avem impresia, dat fiindcă ele ne umplu toată lumea, că lumea se rezumă sau poate fi rezumată în general la raporturi dintre corpuri. Dar nu este așa. Este de natura evidenței că eu, când mă uit la dumneavoastră, nu văd în primul rând faptul că sunteți corpuri. Deși când mă uit la scaun, văd în primul rând, și asta le epuizează, faptul că este un scaun. Dar când mă uit la dumneavoastră, eu văd trei lucruri. Nu văd limbajul corpului. Asta e o prostie. Nu văd asta. Eu fac un decupaj instantaneu, pentru că sunt o ființă deopotrivă inteligentă, morală și am aspirații care depășesc toate sferele care eu lucrez și prin asta mă definesc ca om. Prin faptul că în permanență eu am capacitatea, eu ca om, nu ca Horia Roman Patapievici, să depășesc constant toate referințele pe care le folosesc într-un dincolo al percepției care îi dă de fapt sensul.
Deci eu nu văd limbajul corpului, eu văd o figură a corpului dumneavoastră. Dovadă că atunci când, dacă aș vedea cu coada ochiului o mișcare, eu aș ghici că este a unuia dintre aceștia, pentru că deja l-am identificat și pentru că îl recunosc nu după forma corpului, ci după chipul lui. Este chipul feței dumneavoastră, care este o marcă profund personală a prezenței dumneavoastră în lume, care este susținută de un corp și corpul nu epuizează deloc. Și este, în fine, oglinda sufletului, cum se numea pe vremuri, care sunt ochii. Eu mă uit la ochii dumneavoastră, în primul rând, pentru că și fac sinteza acestor trei chipuri. Este chipul corpului, chipul feței și chipul privirii dumneavoastră. Altfel spus, eu când mă uit la dumneavoastră, vă văd, dar ce văd e nevăzutul. Sau mai degrabă, văd corpurile, văd fața, văd limbajul corpului, văd ochii, dar lucrul de care mă agăț în momentul în care mă uit la dumneavoastră este nevăzutul din voi. Și de fapt, atunci când suntem într-o situație ca aceasta, în care evident ne bucurăm unii de ceilalți, de fapt, ceea ce vedem este celebrarea, punerea în comun a mai multor nevăzuturi. Noi, de fapt, ne îmbrățișăm în nevăzutul dintre noi, fiind, de fapt, oameni în prezență la o lansare de carte. Despre asta este cartea mea. Cartea mea este nu numai despre dialogul care se înfilipă între Phaedros, de exemplu, când se întâlnește cu Socrate în Atena și Socrate îl întreabă de unde vii și Phaedros îi spune, tocmai am ascultat un discurs al lui Lysias care a încercat să demonstreze o teză paradoxală, acela că îndrăgostitul nu trebuie să-i cedeze celui pe care îl iubește, ci unuia pe care nu-l iubește. Și am discursul lui aici și tare mi-ar plăcea să-l analizăm. Și Socrate îi spune, da, să ieșim din cetate, să mergem pe malul râului Ilisos, să găsim un loc plăcut, la umbră, și acolo să dezbatem. Asta este figura, de fapt, a nevăzutelor despre care eu vorbesc. Socrate și Phaedros sunt doi oameni, sunt două corpuri care se deplasează în spațiu. Dar, de fapt, ce este acolo este ceea ce Platon a pus în dialogul Phaedros în întâlnirea dintre ei doi. Și lucrul care dă preț vieților noastre este exact acest lucru. În urmare, cartea mea este cumva polemică, pentru că este o carte îndreptată împotriva deprinderii lumii noastre de a vedea doar corpuri, de a tânji numai după ele, de a încerca să le posedăm și de a încerca să ne construim fericirea pe posesia, ori relaționarea la corpuri. Ele există, ele sunt bunuri, dar ele nu epuizează lumea. Mai mult, nici măcar nu pot indica aceste lucruri, relația noastră cu corpurile, posesia lor, veritabila lor identitate. E polemică în sensul că spun de oricâte ori se întâmplă ceva cu voi, partea care decide totul este nevăzutul. Și, cu asta am să închei, există o întâmplare comică legată de un logician, un matematician de geniu, care a fost considerat că a fost cel mai mare logician de la Aristotel în pace. E vorba de un austriac, Kurt Gödel, care a demonstrat mai multe teoreme care par filozofice, deci ele sunt demonstrate în mod riguros cu un aparat matematic, uneori foarte original, pe care el l-a inventat pentru prima oară, în care el, atunci când a fost naturalizat, a fost întrebat în Statele Unite, după Anschluss, după 1938, s-a refugiat ca să scape de nenorocirea nazistă, și la Princeton, unde era, a avut loc ceremonia în prezența unui judecător american pentru acordarea cetățeniei. Și asta consta într-un interviu în care el ar fi trebuit să pregătească Constituția Statelor Unite, amendamentele și câteva noțiuni despre istoria Statelor Unite. Ceea ce el, firește, conștiincios a făcut, dar a făcut mai mult. Pentru că era un om de geniu, a identificat un motiv bine întemeiat, pentru că el a știut cum s-a prăbușit sistemul legal european în prezența sau la instigarea atacurilor împotriva legalității produse de partidele totalitare. Și știind acest lucru, avea o sensibilitate legată de capacitatea literei legii, respectiv a unei Constituții, de a apăra spiritul legii, respectiv spiritul democratic, în Constituția este democratică. Și a citit Constituția Statelor Unite, pus amendamente și a dat seama că există o cale legală
de a instaura dictatura în Statele Unite, ceea ce l-a îngrijorat. I-a comunicat asta lui Einstein, care era prietenul lui și cel care îl însoțea la această ceremonie de acordare a cetățeniei și a spus, e teribil, în Statele Unite se poate instaura în mod legal o dictatură. Einstein a văzut primejdia, catastrofa și a spus, nu cumva să spui aceste lucruri acolo. Acolo trebuie să răspund la întrebări simple, cine știe ce se va întâmpla. Și dialogul a fost în felul următor. Judecătorul întreabă, de unde vine? Din Austria. Austria, da, este o republică, nu? O constituție, acolo. Da, o constituție republicană. Dar nu e la fel de bună ca Constituția Statelor Unite, pentru că Constituția austriacă s-a prăbușit și acolo s-a instalat o dictatură. Deci nu era o Constituție prea bună. Și Gödel spune, nu, și aici se poate întâmpla la fel. Există o cale legală de a se instaura dictatura în Statele Unite. Judecătorul era un om lipsit de curiozitate intelectuală și de stringență logică și că avea o mare încredere în Constituția americană, că atare a considerat neînsemnată opinia marelui Kurt Gödel și a trecut peste asta de scandalul de care se temea Einstein nu s-a declanșat. Dar rămâne faptul că există un ecart între uzul legal și abuzul legal care descrie de fapt spiritul legii într-o compatibil cu un corp de lege dat. Și că fiecare țară dezvoltă un spirit public în care această distanță între uzul legal și abuzul legal poate să se vadă cum funcționează. În 1912, în 2012, noi am văzut că în țara noastră există un ecart semnificativ de mare între uzul legal și abuzul legal și că populația României, națiunea, societatea noastră s-a împărțit în două, în cei care au aprobat abuzul legal și l-au considerat perfect justificat pentru că pasiunea politică care îi anima justifica acest lucru și o parte care a fost o minoritate și care a spus că este inadmisibil acest lucru și că este un grav abuz și nu un uz legal. Nu evoc acest lucru pentru a resuscita pasiunile care au justificat ori au animat aceste poziții, ci doar ca să vă spun că în termenii lui Kurt Gödel, faptul că noi avem o Constituție democratică nu ne asigură că politicieni cinici, corupți și animați de suficient de mult spirit huliganic îndreptat împotriva spiritului democratic pot monta sau pot imagina lovituri de stat legale care, dacă pasiunea publică este de așa natură în România, va găsi sprijin în pături largi ale populației. Ca atare, ceea ce trebuie să facem este ca această parte de nevăzut care subîntinde distanța dintre uzul legal și abuzul legal acceptat să se micșoreze. Atunci România va fi o democrație consolidată când nu va mai fi posibil ceva ca învrăjbirea dintre părți ale societății românești din 2012 să se mai producă pe o chestiune care în fond este legală. Deci nevăzutul decide totul. Multe de spus, dar rămâne un singur lucru important, că domnul Patapievici stă la dispoziție pentru autograf. Mulțumim!